Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne la o nouă emisiune Escu TV. Astăzi am invitat în studio pe doamna Edviga Iordache, curtier imobiliar AGRE, care reprezintă firma de curtaj imobiliar Magex Imobilie. Și pentru că ne apropiem de Ziua României, ne apropiem de sărbătorile de iarnă, de Crăciun, de Anul Nou, dorim să vă facem cunoscut că în data de 7 decembrie, sâmbătă, vom avea un concert dedicat Zilei Naționale a României și sărbătorii de Crăciun cu nimeni altul decât Nicolae Furduiancu, Tudor Furduiancu și ansamblul orchestral Crai Nou din Alba Iulia. Vom avea un concert senzațional unde se vor cânta colinde, se vor cânta melodii îndrăgite din folclorul românesc, romanțe și, bineînțeles, invitat special Alexandru Șura și Veronica Ungureanu. Vă așteptăm cu drag sâmbătă, 7 decembrie, la auditorium Le Plateau, Calixa La Vale. Puteți găsi informații pe pagina Facebook Escu TV, pe afișele pe care le-am pus pe la magazine, pe la biserici, pe aici prin Montreal. Le mulțumim cu această ocazie celor care găzduiesc afișele noastre. De asemenea, la Escu TV veți putea avea informații pe pagina mea personală, Marius Bălan, Facebook. De asemenea, în februarie, la anul, mai precis 15 februarie, într-o zi de sâmbătă, la Banquet Hall Renaissance, vom sărbători 5 ani de la înființarea Escu TV și o coincidență fericită, pică chiar de Ziua Îndrăgostiților, două sărbători într-una singură. Vom avea ca invitați special pe băieții de la 3 Sud-Est, Alexandru Șura, Veronica Șura, DJ George Madison și, bineînțeles, câțiva invitați special, surpriză. Vă așteptăm, deci, și pe 15 februarie, alături de Escu TV la aceste evenimente, unde, în mod cert, ca de fiecare dată, ne vom simți extraordinar, ne vom simți ca într-o mare familie. Deci, două evenimente foarte frumoase, unde sperăm că veți veni în număr foarte mare. Pe 7 decembrie, Ziua României și de sărbătoarea de Crăciun, și pe 15 februarie 2020, 5 ani Escu TV și Ziua Îndrăgostiților. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua, dragii noștri! Astăzi am invitat în studio pe doamna Edviga Iordache, un curtier imobiliar destul de activ în ultimul timp la noi în comunitate, care are, în afară de competențe profesionale și în afară de succesul pe care îl are în domeniul imobiliar, are și o poveste de viață foarte interesantă pe care vă invităm să o cunoaștem împreună. Bine ai venit, Edviga, mulțumesc că te-ai deplasat în traficul ăsta tipic montrealez să vii la noi la studio. Îți mulțumesc, domnul Marius Bălan, de invitație, în primul rând. Edviga, hai să îți propun să ne tutuim, așa cum okay. O facem de fapt și în viața de zi cu zi, ne cunoaștem de ceva timp. Tu ești de meserie agent, curtier imobiliar, da? Nu știu dacă folosesc titlul potrivit, și ai o agenție care se numește Magex, dar Magex Imobilie. Uh-huh. Te las pe tine să prezinți un pic. Da, sunt curtier imobiliar de aproape 14 ani, după 3 ani de începuturi cu Remax Montreal Metro, am deschis agenția mea, Magex Imobilie. Țin să precizez că sunt curtier imobiliar AGRE. AGRE. E o diferență între... Da, este o diferență, pentru că te întorci nou la școală și ai mai multe cunoștințe de plus. Ok. Înseamnă niște cursuri în plus? Da. Cum niște examene? Examene, da, trebuie să treci. Este un examen foarte greu ca să devii curtier AGRE. La majoritatea persoanelor îl trece, l-am trecut și eu. Ai studiat la UCAM?
Dacă nu mă înșel, bine ai venit în lumea UCAM-ilor și eu am absolvit facultatea de actoriat la UCAM, tu în finanțe la UCAM? Eu am studiat la Universitatea de Quebec a Montreal, UCAM, cum bine ai spus, în business administrație, opțiunea finanțe. În România ai avut cu totul altă specializare, nu? În România am terminat Politehnica pentru că părinții mei considerau că e mai ieftin să rămân în Galați. Eu, de fapt, vreau să mă fac actriță. Numai că tata a zis că nici să nu mă gândesc la chestia asta. Așa că am terminat Politehnica opțiunea sudură. Sunt bună la lipituri. Deci talentul tău de actriță te-a ajutat totuși. Da, m-a ajutat și mă ajută în meserie. Mă ajută. De altfel, ai dat câteva interviuri la SQTV și am văzut că nu ai absolut deloc trac în fața camerei, nici aici. Nu, am avut emoții în momentul în care am venit aici și am încă un pic, trebuie să recunosc. E normal? Sunt emoții normale, pozitive. Fără emoții nu se face nimic, nu? Așa este. De altfel, tu ai o experiență de viață destul de interesantă. Bunicii tăi sunt veniți în România cu mult timp înainte, pe vremea războiului, mi se pare. Da, da. Eu m-am născut în România, dar sunt un amestec, să spunem, de români, ruși, italieni și nemți. Ei au venit în România înainte ca comunismul să intre, să ajungă la putere și au rămas acolo. Iar eu mi-am dorit de la vârsta de 8 ani să plec și să corijez greșeala care au făcut-o ei, în primul rând pentru mine, pentru familia mea, pentru fetele mele și pentru nepoții care astăzi trăiesc în Canada. Când spui că ai vrut să corijezi o eroare, la ce te referi? Pentru că trebuiau să emigreze în Canada sau în America. Deci bunicii tăi au venit din Germania și din Italia, de pe partea, bunicii de pe partea mamei sau tatăl? De pe partea mamei. Deci străbunica era italiancă, iar străbunicul era neamț, iar de pe partea tatălui din Rusia, amândoi. Ce crezi că ai moștenit de la fiecare din noi? De la fiecare? Am moștenit de la bunica mea rusoaică, blondul, ochii albaștri, de la ceaita din Italia, îmi place să vorbesc, da. Și mă ajută în meseria pe care o fac, iar de la bunicul care nu l-am cunoscut, sunt foarte metodică, riguroasă, foarte metodică, punctuală și cinstită. Da, sunt niște calități foarte importante, mai ales în ceea ce faci tu. Vom reveni în scurt timp la profesia, la cariera ta de curtier imobiliar. Spune-mi, până atunci, ai avut un parcurs profesional destul de interesant. Ai lucrat în instituții financiare reputate. Vorbește-ne puțin despre... Am venit în Canada în 1991. Am trecut, până să ajung la instituțiile în care am lucrat, am trecut ca toți cei care au poposit cu $100 în buzunar. Am trecut prin toate etapele vieții, destul de repede. Ne-am dat seama că fără a ne întoarce la studii nu putem să facem nimic. Deci m-am întors și am făcut de data asta ceea ce mi-am dorit. A fost, știi, Marius, mie nu mi-a plăcut să învăț în România, așa o mică paranteză, dar aici am iubit. Am fost foarte mândră când în fața copiilor mei și al soțului meu am aruncat pălăria de absolventă la Place des Arts. Am terminat cu note destul de corecte, am lucrat o perioadă pentru diferite companii. Aș vrea să menționez Blinds to Go, Le Marché du Store, unde am lucrat cu foarte
multe persoane care veneau din țări diferite. Spanioli, haitieni, chinezi, din Quebec, români. Am acumulat o experiență fantastică. De acolo am plecat și am lucrat pentru două bănci, Banc Național și Banc CIBC. Am gerat miliarde de dolari, am gerat oameni, peste 180, o echipă de peste 180 de oameni, directori, seniori. Și la un moment dat am zis, vreau să fac business-ul meu. Despre business-ul tău, după o scurtă pauză. Edviga, așadar, ai ajuns în Canada. Spuneai că ai trecut prin toate etapele vieții. Nu știu dacă lampa imigrantului spune ceva. Ai avut-o și tu pe aia? Nu. E vorba de lămpile alea cu un picior și așa, care se găseau pe drum, pe afară, înainte de așa și... Da, să știi că am trecut prin etapele astea. Da. Nu mi-e rușine să recunosc că am adunat mobile din stradă, le-am spălat, m-am îmbrăcat la Jeunesse au Soleil, la mâna a doua. Pe la Hermet Saliu ai trecut? Este singur loc în care nu am ajuns, că era departe de unde locuiam. Dar am trecut peste aceste etape ca fiind o etapă normală din viața în care ajungem, pentru că țin să precizez că nu vorbeam nici franceză, nici engleză. După care, cum spuneai înainte, ai ajuns la Banca Națională, ai avut un post foarte important, aveai o remunerație, presupun, destul de interesantă și ai decis să devii propriul tău patron. Cum a fost trecerea asta de la un salariu cu mai multe cifre? Cu mai multe zerouri. Da. Cum a fost? Nu a fost simplu. M-am întors nou la școală, ținând cont că nu-mi plăcea să învăț. Am avut susținerea soțului meu și îi mulțumesc astăzi foarte mult. Da, am plecat de la zerouri multe și în primul an am rămas cu aproape nimic în buzunar, iar soțul mi-a zis... Cam cât a fost primul an de... Am rămas așa, în jur de 10.000 de dolari în primul an de zile, pentru că pleca la Remax Montreal, nu făceam prea multe vânzări, eram la început. Soțul mi-a zis să sper că nu continui, ritmul așa că o să fie grav. Dar nu am continuat. Este o trecere care presupune mult curaj. Am trecut și eu prin asta, de la statutul de angajat la a fi propriul tău patron, propriul tău angajat, depinde cum, și care necesită multă perseverență. Spune-ne puțin, ce înseamnă să fii curtier imobiliar? Ce calități trebuie, după părerea ta, pentru ca un curtier imobiliar să aibă succes, să poată să trăiască din meseria asta și să... Deci, în primul rând, trebuie să fie cinstit. O să-ți dau un exemplu. Primul meu client a fost un arab care a venit la Remax, a bătut în ușă și a zis că vrea să cumpere un duplex. Am mers, am vizitat împreună, am ieșit de acolo și i-am zis, nu este bun. Și a zis, doamna Edviga, pentru ce? Și i-am explicat de ce nu era bun. Deci în ziua de astăzi fac același lucru. Când cumpăr o casă, o cumpăr gândindu-mă, eu aș cumpăra-o, este bună pentru mine. Deci în momentul ăla sunt liniștită sufletește că este bună și pentru clientul meu. Îți trebuie perseverență, trebuie să faci formare, muncă multă. Deci nu este atât de ușor să fii agent imobiliar. Trebuie să fii pregătit să te faci deplasări foarte multe, nu? Traficul ăsta nu e întotdeauna simplu. Da. Nu este simplu. Nu e simplu deloc. Mașina ți este ca o a doua casă. Trebuie să ai o mașină comodă care să țină bine iarna la drum. Da, ne deplasăm foarte mult. În afară de toate astea, sunt necesare și competențe tehnice, nu? Juridice. Ai nevoie de o echipă cu care să colaborezi dacă vrei să oferi clienților un serviciu
de calitate, nu? Mă refer la, eu știu, avocați, notari, inspectori. Da, lucrez cu o echipă foarte bună. Am curtieri ipotecari cu care am antante, pentru că compania are antante cu băncile respective, de la Banc Național, Toronto Dominion, Banc Scoția, deci Caisse de Jardin. Notari, normal, pentru că avem nevoie de notar bun care să citească bine actele, inspectori în batiman care să ne ferească să nu facem o cumpărare proastă și în același timp trebuie să menționez că în momentul în care suntem depășiți de ceea ce cunoaștem, avem o echipă foarte solidă de consilieri la SIJM și UACIC, unde sunăm și ne conseiază, pentru că un imobilier înveți tot timpul. Așadar, având la dispoziție cunoștințe tehnice, serviciul pe care îl ofer clienților, nu? Profesionalismul, partenerii pe care ai, toate astea fac la un moment dat ca tu să poți să faci o recomandare, nu? După părerea ta, ce criterii trebuie să avut în vedere când cumpărăm o proprietate? În primul rând, eu, ca și cumpărător, bineînțeles. În primul rând și în primul rând, când cumpărăm o casă, o proprietate, că este o casă, un plex, cum îl numim noi, un condo, trebuie să privim foarte atent fundația. Fundația, pentru că este ceva care costă mult. Trebuie să privim foarte atent, mai cu seamă în cazul unui duplex, triplex, siplex, joint-urile de bric, bricul, deci sunt foarte costisitoare. Sigur că privim ferestrele, privim ușile, dar acestea sunt lucruri care le negociem în momentul în care facem promesa de cumpărare. Ca să vă spun drept, eu am moștenit o trăsătură de la bunicul meu neamț, negociez foarte bine. Deci sunt o foarte bună negociatoare și sunt capabilă să finalizez atât vânzare cât și cumpărare în beneficiu clienților. Ceea ce este bine pentru toată lumea și pentru client în primul rând și pentru tine, că ai o reputație, nu, solidă în fața clienților pe care îi servești. Da, am învățat de la mama un lucru. A zis, fă bine că bine primești și Dumnezeu îți dă dublu. Iar a merge, a intra, pentru că sunt destul de prezentă în comunitatea românească, în comunitatea haitiană, în comunitatea din Canada, trebuie să intri cu capul sus. Și ca să intri cu capul sus, trebuie să fii corect față de clientul tău, încă o dată menționez, pentru că eu muncesc foarte mult din referințele care le primesc de la foștii mei clienți, care pe parcurs mi-au devenit prieteni. Pentru că tot ai pomenit de prezența ta în viața socială, comunitară, ne-am întâlnit la mai multe evenimente, ai și susținut de altminteri o parte dintre evenimentele SQTV, pentru care îți mulțumesc. Ne-am întâlnit și astă vară, nu? La Ziua Canadei. Da. Ne-am întâlnit și la... Am fost la Domeniul Roman împreună. La Phoenix. La, da, Phoenix. La... Țin să... Da, la Phoenix trebuie să recunosc că la început nu am fost prea înclinată să vin, pentru că nu eram sigură că este aceeași formație, dar nu regret că a insistat. Da. Da, ne întâlnim și ne-am întâlnit. Mie îmi plac evenimentele care le și faci. Și la Bănică ne-am întâlnit. La Bănică ne-am întâlnit, am fost la 1 iulie împreună, care a fost o experiență fantastică. Ne întâlnim în diferite locații. Deci, în general, eu mă implic în comunitatea românească atât pentru mine, cât și pentru nepoții mei. Este bine să lăsăm în urmă ceva care le aduce aminte că sunt români. Edviga, înainte de a încheia, aș dori să ne faci să înțelegem puțin mai bine
De ce este important să lucrezi cu un curtier imobiliar? Pentru că poți să cumperi o proprietate și fără neapărat prezența unui curtier, nu? Adică, unii spun că de ce să plătesc un comision în loc să merg la, eu știu, nu dau numele că nu e cazul. Un curtier imobiliar, că sunt eu sau că sunt alți curtieri imobiliari, este o resursă inestimabilă, ca să vă spun. Pentru că în majoritatea cazului, cei care vând prin ei înșiși își vor subestima prețul normal care se vinde pe piață. Mulți încearcă să economisească acest comision. Dar chiar și la cumpărare este același lucru. Mulți din cei care îi cunosc și care îi întâlnesc la diferite evenimente mă întreabă: am cumpărat bine? Crezi că pot să le spun că au cumpărat prea scump? Mi-e rușine. Deci, dacă au vrut să cumpere așa, este alegerea lor. Alegerea lor, evident. Noi suntem la fel ca și dentiștii, da? Dacă ne doare o măsea, nu mai scoatem ca pe vremea bunicii singuri. Ne ducem la dentist pentru că nu ne doare, pentru că face un lucru bun. La fel și în imobiliar. Pentru că are expertiza necesară, nu? Da, care are expertiza necesară, la fel și în imobiliar. Noi ne ferim clienții să plătească prea mult. Deci, în general, cunoaștem piața, cunoaștem prețul cu care se vinde în zona respectivă. Deci suntem acolo să-i epolăm, Da, să-i asistați să-i da. asistăm, da, mă scuzăm. Edviga, înainte de a încheia, cum poți fi contactată, unde poți fi găsită, să spunem așa mai. Puteți să mă contactați întotdeauna la telefon 514-249-1754, pe Facebook, bineînțeles, sau pe e-mail edvigaacomercialhatmail.com. Edviga, îți mulțumesc pentru acest dialog, îl pot numi așa, că n-a fost un interviu, a fost chiar un dialog care mi-a făcut mare plăcere și te așteptăm și altă dată cu drag. Cu mare plăcere și eu îți mulțumesc, Marius. Și ai trec pe drum. Țiganii erai, care erai, ca masă erai, graiul meu vedea de pe al meu tâmpiși de drag, nu știu cum. Rețigam pe col, corpul este oar, omul e un col, geacarea. Ca de seara când soarele-i scălând, corpul este strâng, focarea. Am țigani foc, focuri la mijloc, pe copii eu. Și cu cărți de joc, ai noroc, noroc, vino la soroc. Vino să ghicesc, că cărții ne vorbesc și nu ne înțeles, ce-am plăcut. Doamnă de caro, sub ce inico, se spune cotro, fondarea. Că mulți ani s-a spus, că de el s-a dus, cum pui de urs pe mântul. Cu peciu și anță, fără niciun spaiț, stăm pe vizel, o bărnă. Joacă la video! Yeah.
jucări de